Peste 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge astăzi la Institutul Cantacuzino. Dozele vin, dar numărul celor care vor să se vaccineze scade. Peste 30.000 de doze de vaccin AstraZeneca vor expira până pe 30 iunie. Federal Cartel Office, autoritatea germană de control al concurenței, a anunțat că a demarat o investigație cu privire la Apple. Va verifica dacă sistemul de operare iOS a fost creat de Apple ca un ecosistem digital din jurul iPhone-ului, care este extins pe mai multe piețe. Și oficial, FC Viitorul și Farul Constanța au fuzionat, iar Gică Hagi va fi antrenor. Noua echipă se va numi Farul Constanța. Iar 40% dintre români fac sex de 2-3 ori pe săptămână în primul an de relație. Peste 28% dintre cuplurile aflate într-o relație de 30 ani mai fac sex doar o dată pe săptămână. Știi!